În conferința de presă desfășurată astăzi la Teatrul Tudor Vianu s-a anunțat începutul repetițiilor din 8 martie la cea de-a 31-a premieră a Teatrului Giurgiuvean în mandatul lui Mircea Măionescu. O culegere de bazme pusă în scenă de regizorul Radu Ghileș, care să conducă la un spectacol cu durata de aproximativ o oră, destinat în primul rând copiilor, se vrea noua premieră Giurgiuvean. Comicul de situație, izvorât din jocul a două personaje populare cunoscute, Păcală, interpretat de Gabriela Munteanu, și Tândală, cu Vasile Toma, dar și o ilustrație muzicală deosebită, armonios legată în jocul unui colectiv de actori păpușari, iată ce își propune încercarea lui Ghileș. Sper să fie un spectacol dinamic, este un spectacol frumos, românesc, cu cântece, cu voie bună, glume. Eu o să interpretez un moltenaș, șmecheraș și foarte vioi. Și sper ca totul să decurgă frumos și să iasă un spectacol antrenant și plăcut. Ne dorim să iasă un spectacol minunat pentru copii. De fapt, ei vor fi spectatorii. Adulții nu prea au ce căuta la un spectacol de copii. N-am avut spune prea mult. Nu știu. Dacă ne-am reîntâlnit după vreo 10 repetiții, o să am ce să vă spun. Până atunci, dați-mi voie să mă opresc aici. Special venit de la Teatrul din Iași spre a colabora cu instituția culturală din Giurgiu, regizorul Radu Ghileș se gândește, printre altele, la titlul spectacolului, a cărui premieră va avea loc pe 28 martie curent. Va fi bazat pe multă, zic eu, mișcare scenică și cu mult cântec. Altceva ce pot să vă mai spun? Va fi un spectacol interesant, mai bine să veniți să-l vedeți. Bazat pe mult rustic. Punerea în scenă a regizorului Ieșan, probabil cu titlul de Păcală și Tândală, reprezintă a 29-a premieră românească din seria celor 31 montate pe scena Teatrului Tudor Vianu, în perioada de când destinele Instituției Giurgiuvene de Cultură sunt conduse de Mircea Măionescu.